Recent, în cadrul unei ședințe a Uniunii Social-Liberale, s-a hotărât ca în luna mai acestui an să aibă loc și referendumul cu privire la modificarea Constituției, odată cu alegerile europarlamentare. Astfel, punând la socoteală și alegerile prezidențiale, sunt trei aspecte pe care românii trebuie să le rămurească prin vot, fapt care i-a împărțit și pe câmpineni în două tabere. Păi decât să-l facem separat, mai bine să-l facem acum. Adică mai economisim un pic din bani ăștia, că dacă îl facem separat, vă dați seama, sunt cheltuieli, sunt așa... Facem europarlamentare, le facem și cu privire la revizuirea Constituției. Deci e bine, eu așa consider. Cam multe, dar cred că ar fi eficient dacă, ca să termine, să nu mai fie de mai multe cheltuieli în plus, așa, alte... Adică omul tot merge la secția de votare, ascultă, votează și își pune părerea fiecare cum dorește. A mai fost un referendum făcut pentru schimbarea cu parlamentarii, cu unicameralul și nu s-a ținut cont de el. Acum ce facem? Mergem din nou și ce alegem? Aceea situație, se respectă sau, spuneți-mi asta acum, se mai merită să mai mergem la vot? Cam multe, că ne-am cam săturat de toate în ziua de astăzi, dar acceptăm, nu avem ce să facem. Totodată, liderii USL au anunțat pe români că alegerile prezidențiale vor avea loc undeva în luna noiembrie, astfel încât noul președinte al României să-și înceapă mandatul imediat după 21 decembrie, atunci când expiră cel al actualului președinte Traian Băsescu.